Tehnica sau arta surprinderii unei imagini este cunoscută încă din vremuri de demult. Fotografia nu este altceva decât un desen al luminii, o reprezentare a unei clipe. 80 de instantanee sunt reunite sub titlul Clipa la Uniunea Cineaștilor din România. Este o expoziție de fotografii realizată de 28 de operatori și directori de imagine din televiziunea română și a fost vernisată în această seară. Este visul nostru, al meu, să spun, de angajat acum 30 de ani în televiziunea română, visul unei generații sau unor generații de a face o expoziție de fotografie. Pentru că noi toată ziua filmăm, dar o expoziție de fotografie înseamnă ceva altceva decât filmul. Și acum 30 de ani când m-am angajat în televiziune, țin minte că ne-am propus să ne facem. De atunci tot ne propunem. Iată, s-a împlinit visul de 30 de ani pe care eu, să spun, îl visez. Nu particip la această expoziție, poate este și mai mult pentru mine, să văd pe alții, mai tineri, mai entuziaști. I-am sprijinit, am fost primul om care i-am spus, dacă voi vreți să faceți această expoziție, sunt primul care vă dau bani, vă sprijin, vă ajut ca să îndepliniți și visul meu de 30 de ani. Fără a fi o expoziție tematică, clipa cuprinde fotografii alb-negru sau color, reprezentând momente de eternitate și efemer. Sunt fotografii personale de toate genurile, n-au o tematică, ei sunt deschiși la impresiile pe care le-au avut. Nu a fost o expoziție gândită dinainte, premeditată, a fost o expoziție ad hoc, gândită ad hoc. Și atunci o să vedeți stări sufletești, o să vedeți clipe din viața lor, poate chiar de la filmări, și ceea ce i-am impresionat, au selectat. Ei și-au selectat aceste fotografii și le prezintă cu plăcere și cu drag. Daniel Anton, Vladimir Bulat, Eugen Demeterca, Mihai Buzura, Vlad Bender, Mihai Covrig, Mihai Costea, Florin Ioniță sunt doar câțiva dintre cei care realizează imagini ce nu se îndepărtează de viață și care nu se tem de clipă. Așa cum spunea și criticul de artă Luiza Barcan, atunci când ochiul obosit de atâta privit prin vizorul camerei video, operatorul de televiziune se odihnește, urmărind câte o clipă de viață prin vizorul camerei foto și imortalizând-o. În felul acesta se naște un alt gen de imagine, fotografia eternă și efemeră, frumoasă, alb-negru sau color. De obicei stau în spatele camerei, dar astăzi sunt alături de noi doi dintre colegii care expun la Cinema Studio, ambii coordonatori ai evenimentului, Ligia Cortan și Eugen Demeterca. Bună seara, vă spun amândurora. Bună seara. Într-un suflet ați venit de la vernisaj. Da, și mulțumim am alergat. Mulțumim mult. De cât timp pregătiți această expoziție? Aproximativ o lună, practic. Gândul e mai de mult. A fost mobilizare generală la colegii de la Departamentul Imagine Teren. Da, cu greu s-au adunat, cu greu au crezut în idee. Important este că suntem împreună, că suntem o echipă și sper să se simtă. S-au adunat multe fotografii și, Eugen, vreau să te întreb, dat fiind că voi lucrați cu imaginea în mișcare, sunteți director de imagine, care ar fi atunci un numitor comun al fotografiilor realizate de director de imagine? Într-adevăr, imaginea în mișcare ne este aproape, exact. Dar, din punctul meu de vedere, imaginea în mișcare e și nu e a mea. Adică la imaginea în mișcare contribuie și redactorul, și monteorul, și maestrul de sunet. Deci eu am o parte, o mică contribuție acolo. O mică, e destul mare, de mare. E destul de mare. E în funcție de materie. O mare contribuție, da, acolo, e adevărat. Dar atunci când fac fotografie, fotografia e 100% a mea. Și bănuiesc că așa simte fiecare operator, director de imagine, creator de imagine care face fotografie. Ce este fotografia pentru un director de imagine? Alternativă, divertisment sau un mod de recreere? Este un moment de a păstra o clipă, o clipă din eternitate, o clipă din efemer. Da, e frumos pentru că următoarea întrebare pe care aveam de gând să vă adresez se lega tocmai de această construcție a cadrului care în televiziune, în film, în acea imagine mișcare despre care vorbeam este foarte importantă. Poate să dureze și câteva ore să-ți construiești un cadru frumos sau grăitor. În fotografie, întrebare valabilă pentru amândoi, mergeți pe instantaneu sau pe aceeași construcție a imaginii? Depinde.
sunt fotografii, dacă e vorba de fotografii în natură, atunci trebuie să prinzi momentul, clipa în care lumina, personajul, totul este una, este acel moment extraordinar. Dacă faci o fotografie gândită dinainte, atunci aranjezi lumina, aranjezi și creezi starea. Sunt lucruri diferite și în același timp se întâlnesc în punctul comun care înseamnă creație. Eugen? La mine e în funcție de subiect. N-am nicio preferință pentru vreo una sau cealaltă. Îmi place să lucrez și în studio cu lumină pusă, cu scenografie aranjată, dar îmi place să și surprind. E în funție de ce mi se ivește în fața ochiului. Cât timp va putea fi văzut expoziția? La Cinematograful Studio va sta 10 zile, după care sperăm să se plimbe. Că sperăm să se plimbe. Ideea a fost să fie o expoziție itinerantă. Se va plimba probabil încă într-un loc sau două până când ne vom opri și o vom relua din toamnă. Eu îmi doresc să fie cât mai multe asemenea inițiative ale colegilor noștri sau ale altora. Mulțumesc mult pentru prezența în jurnal. Mulțumim. Mulțumim și noi. Continuăm știrile, doamnelor și domnilor.